Salutare toată lumea, numele meu, mereu încurc că sunt foarte emoționat. De fapt, nu sunt emoționat, se uită doar 8 oameni la mine. Și am mai făcut un abonat, ei sunt fericit și sunt mult mai fericit pentru că am reușit să schimb poza și canalul meu se numește acum, bine, e același cont. Se numește Răzvan Diamant Andronic. Dacă credeți, și o poză cu o motocicletă în miniatură. Dacă vreți să vă spun de unde e, mama și tatea au fost în Italia și a fost acolo un shop foarte mare de motociclete, cel mai mare. Și era o motocicletă mică și au făcut poză. Bine, eu o să-mi schimb în vreo 2 ani poza. Când o să am 13 ani, o să-mi schimb poza. O să schimb cu un diamant, pentru că nu degeaba scris Răzvan Diamant Andronic. Și acum o să fiți și voi mult mai fericiți, pentru că pot să mă întorc la YouTube. Adică voi posta în fiecare zi, voi începe cu ceva ușor, 2 episoade pe zi, ca acum. Primul a fost ăla, că v-am spus de ce chestii, și voi încerca să mă fac mai bine. Dacă merge, nu e după mine că vreau eu. Nu, bă, vreau acum să mă fac bine pentru YouTube. Dar nu e cum vreau eu. Cred că știți și voi asta și mă credeți un noob. Poate chiar mă credeți noob unii dintre voi, pentru că nu știu să filmez cum trebuie ca un YouTuber adevărat, dacă și filma și așa. Eu nu știu, pentru că aș vrea să-i fac și o promovare lui David Negoi. Canalul lui are 2 abonați pentru că a postat chiar 2 clipuri. Nu știu cum. David Negoi stă cu mine în bloc, dacă vrei să știi. Și s-ar putea să filmez Minecraft cu, dacă știți, Stana Luca. Pentru că stă chiar lângă mine. O să zice ceva de genul LOL, Stana Luca, dacă vă e preferat ca YouTuber, Stana. Bine, prietenii îi spun Luca. O să fac un videoclip cu el dacă mai vine. Dar nu o să vă spun adevărul despre Stana Luca, care e adevărul ce fel de copil este el de fapt. Ha. Nu e extraterestru, spuneam și eu de păcăleală, frate. Probabil o să se supere pe mine dacă aude ce am spus acum, dar rezolv eu. Atâtea păcălerii am spus, frate, lui Stana Luca. Luca. Domnul Stana Luca. Sper că-l știți. Se vede ușa. Pe domnul Stana Luca, dacă mă uit așa, cred că îmi vedeți fața ciudat. Eu nici nu mă uit la camera în momentul ăsta. Dacă mă uit așa, zici că e foarte ciudat fața, că fața mea stă în dreapta. Uite, țin cu mâna stângă. Fața mea stă în stânga. Dacă stau așa, stau mult mai bine. O să vedeți că de parcă eu nu mă uit la cameră. Mă uit încolo. Dacă mă uit așa, aș zice că am rupt capul. Gata, acum stă pe mijloc, că am reușit. Mă uit fix la cameră. Și da, vreau să-i fac o promovare lui David Negoi, domnul Negoiță. Pentru că n-ai canal de YouTube, n-ai canal și am făcut 12 clipuri pe ea. Nu e vina mea că n-am putut, am avut o grămadă de răceli, n-am putut să mă mai ridic în pat, dar nici n-am mers la spital. Am fost răcit de foarte multe ori, 3 ori la rând. Ce să spuneți, ce nu sunt, dar probabil că
zică că voi face vloguri multe în alte țări, în alte orașe. Aș vrea, nu știu, să am succes în YouTube. Ar fi foarte, foarte, foarte tare dacă aș avea 100.000 de abonați, dar probabil că voi toți care vă uitați la mine o să spuneți: e, nu ai nici, n-o să, cum îi zice, n-o să ai niciodată 100.000 de abonați. Bine, poate în 50 de ani sau în 5 ani dacă merge bine YouTube-ul. Pentru că, știți, eu când mă uitam la Max Infinite, pe vremea aia când aveam 4 ani, deci avea doar 20, cum îi zice, mă? 10.000 20.000 de abonați. 20.000, dacă vă dați seama ce puțin de abonați avea. Și eu nici nu știam cum se filmează, nici până acum n-am știut. Mai apare butonul ăla, apăs pe el și zice că îmi dă videoclipuri care mi-l mai dă o dată în reluare, ceva de genul, dacă l-am pierdut. Mai dă o dată în eroare, mă. Chestii trești. O trești. Dacă știți YouTuberi de vârsta mea, adică de 9 ani, bine. Da, am 9 ani și 9 luni. Care-i trebuie? Dacă vreți să știți când este ziua mea, este pe 12 iunie. Atât vă spun, 12 iunie 2007, da. Nu vă mai spun și ora, și milisecundele, și secundele, și minutele, că vă plictisesc după aia, sunt sigur. Nu mai am nimic de spus, dar nu vreau să fac nici scurt videoclipul, că abia au trecut 7 minute și 45 de secunde. 44, acum 45. Și am 41 de minute de filmat, dacă vreau. O să fac și Far Cry Premier într-o zi, cu mult soare. Arăt ca un dudă. Sunt foarte plictisit. Nu știu ce se aude, curent undeva de la... Că deasupra mea stau niște moldoveni împuțiți. Bine, nu sunt împuțiți, dar sunt țigani de ăștia care, când ar trebui să dorm la 12 noaptea sau la 1, ăștia încep să urle, țipă, cântă, dă muzica la maxim, la 50 nivel. Vă dați seama cât de tare se aude. Că eu stau la parter și ăștia stau la 1. Și așa bursile, vita mai bursile au. Bine, dar nu că sunt negri, sunt albi. Stai, vreau să vă întreb ceva în comentarii. Voi aveți vreun prieten negru? Să-mi spuneți în comentarii dacă aveți vreun prieten care este negru și nu este țigan. Bine, știu că unii negri nu sunt țigani, sau poate unii o să mă contrazice, toți negri sunt țigani, dar nu este așa, pentru că eu am 3 colegi în clasă care sunt negri și nu sunt țigani, 2 fete și un băiat. Băiatul îl cheamă Mario, Radu Mario, Alin Alexandru, ăsta e numele complet, dacă îl știe cineva care se uită la mine. Să îi spună lui Mario, pentru că da. Nu știu cine este abonat la mine, dar am vorbit cu un băiat în comentarii, acum un videoclip, și mulțumesc foarte mult că s-a abonat.
Acum avem 9, dacă nu se abonă, dacă nu se dezabona tipul sau tipa aia. S-a dezabonat cineva de la mine. Abia aștept să fac și eu vreo 100 de abonați. Merge repede dacă mai fac YouTube o grămadă. Nu știu, dar nu prea mi-au abonat. M-ar fi ăștia, ani de lectură de la A la Z, 10.000 de bine, nu 10.000, 1.000 de abonați cum ar veni pe zi. Deci, mie de ce? Eu de ce n-am atâția abonați? Pentru că abia am început, da, am început și eu de o lună. Dar eu o să fac până la... să mă ocup de YouTube până la 20 de ani. După 20 de ani am renunțat. Vă spun, deci mai aveți o grămadă de timp să mă urmăriți, mai aveți 10 ani să mă urmăriți. Foarte mult timp. Pentru că anii trec foarte greu, unii spun că trec ușor, dar unii greu. Sunteți foarte deștepți. Cum vă mai merge la școală? Foarte bine, pe linie, ceva, 10. Bine. Și vreau să vă spun când schimb, când vreau să scriu un comentariu, nu știu ce se întâmplă, de... cum îi zice? Nu știu ce se întâmplă de mi apare poza veche. Deci poza aia, care știați voi acum 5 ore. Asta va fi o schimbare foarte mare, pentru că poza aia, eu aveam contul de când aveam 7 ani. Poza aia e ținută de 3 ani. Dacă vă dați seama. Bine, aproape, de 2 ani și ceva. Toată lumea schimbă, cum ați văzut, Andy avea skin-ul lui cu poza, skin-ul lui de Minecraft și după aia și-a pus lectură. Și se vede un pic de jumătate din A și se vede E, L, nu mai știu ce. Lectură de la A la Z. Dar merge două cuvinte, pentru că când spun Andinea îmi apare și când spun lectură de la A la Z îmi apare. Dar nu știu cum. Pentru că canalul lui de YouTube nu e Răzvan. Nu e ăsta. Nu e Andy. Andy lectură de la A la Z. Nu. Nu e așa, e lectură de la A la Z. Bine, poate să schimbe numele. Cred dacă cineva de la mine e abonat la Andy, să-i spună asta. Spuneți, bă, Andy, vezi că tu nu ai Andy lectură de la A la Z canalul. Dacă vrea cineva, nu știu, că nu vrea să le insulte prea multe nume. Și nu prea răspunde la comentarii. Eu am scris 10 milioane de comentarii, dau like la fiecare videoclip de-a lui. El nu răspunde, lasă. Pără mine mă apreciază doar 8 oameni. Bine, am foarte multe vizionări. Am 70 de vizionări, pentru că am 10 la ăla, 10 la ăla, 20 la ăla. Sau nu cred, mult mai puține. Ia să vedem. 30. Cu 8, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. Am 73 de vizionari. 74 de vizionari, bine, că mai am vizionare la ultimul videoclip. Ba nu, 4 a avut, că se mai uita cineva. Probabil că abonatul acela care s-a abonat a mai spus la încă 3 prieteni de-a lui. Le-a mai spus. Videoclipul ăsta este de 15 minute. Dacă v-a plăcut,
că m-am schimbat, am revenit în YouTube. Nu uitați să dați like și subscribe, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!